nu am calitatea de a deschide o expoziție de artă. Am să vă spun mai degrabă câteva detalii legate de felul în care mi-a venit ideea de a realiza aceste fotografii și de a face această expoziție. Am mai discutat noi și cu alte prileguri faptul că în momentul în care structura anului școlar a apărut această săptămână cu școală altfel, lumea a fost debusolată, contrariată, zăpăcită și chiar, poate chiar recalcitrantă la un moment dat. Sunt mândră să spun că noi la școala Hermann Ober avem antrenamentul experiențelor cu școli din străinătate, din Occident, și știm cum se fac proiectele, că există săptămână de proiecte, am fost în schimburi de experiență, am fost la diverse, nu știu, calificări și parteneriate și am avut șansa să vedem și să învățăm de acolo cum se fac și alte activități decât cele strict legate de școală și teoretice. De aceea am încercat să facem niște activități în acea săptămână altfel și utile, dar și plăcute. Și aici poate ei pot să vă spună mai bine cum au perceput această săptămână. Eu mi-am ales o temă, Evul Mediu Transilvănean. Și pe scurt am să vă spun sau vă reamintesc celor cu care am mai discutat de ce Evul Mediu Transilvănean. Am pornit de la premisa că au o deschidere deosebită copiii noștri. Că și datorită limbii germane, șansa lor de a ieși în afara orașului, a zonei noastre, a țării, poate este mai mare decât a altora. Și m-aș bucura din suflet să aibă foarte des această șansă să meargă și să primească persoane din afara orașului și a zonei noastre. Și m-am gândit că poate vor fi în postura de a face o carte de vizită a orașului. Și m-am gândit ce ar fi bine să știe dacă vor să facă o carte de vizită a orașului și a zonei, pentru că noi aici nu avem numai copii din Mediaș, dar suntem toți din aceeași zonă. Cred că nu poți să vorbești despre zona aceasta dacă nu știi niște lucruri legate de Bresle, pentru că baza organizării economice și sociale a întregului Ev-Mediu au fost Breslele. Și când te gândești la orașul nostru și la Dumbrăveni și la tot ce ne înconjoară, te gândești în primul rând la Evul Mediu. De asta am considerat că este perioada cea mai reprezentativă pentru o carte de vizită a zonei noastre. Și trebuie să știm niște lucruri despre Bresle, cum au fost ele organizate. Este bine și normal și folositor să vizităm centrul istoric al orașului, să cunoaștem monumentele istorice cele mai importante, să știe să arate Casa Șulă, Casa Rosenauer, Casa Piariștilor, câteva din monumentele cele mai importante din oraș. Am considerat util să cunoască o serie de personalități ale zonei noastre, să știe și ei cine a fost Iohannes Conterus, cine a fost Șezeus, cine este Șustă Duț, că este singurul scriitor de limbă săsească. Și cred că ei, făcând școală germană, sunt primii de la care se așteaptă să știe și să spună câte ceva despre aceștia. Mi s-a părut folositor să știe, când îi întreabă cineva, să încadreze Mediașul și zona noastră în contextul Evului Mediu. Să știe care erau cele trei națiuni recunoscute în Imperiul Austro-Ungar, care erau cele patru religii recunoscute, care era statutul românilor al trecerii, care a fost istoria trecerii de la ortodoxie la greco-catolicism. De aceea am considerat că este util să vizităm centrul istoric, să vedem în primul rând bisericile istorice tradiționale. De aceea am vizitat complexul franciscan, biserica romano-catolică, ne-am dus la biserica unitariană, despre care puțină lume știe câte ceva. Am vizitat biserica evanghelică. Sigur, suntem în curtea acestei biserici, dar am avut privilegiul să fim ghidați de doamna Deppner, Servațiu Deppner, care este profesorul nostru de religie evanghelică și preot în același timp, și a fost privilegiat să ne spună dânsa niște lucruri pe care n-avem de altundeva de la cine să le știm și alți, să zic, turiști sau cine vine la Mediaș s-ar bucura să beneficieze de aceste explicații. Am vizitat biserica greco-catolică. Ține de istoria nu doar a Mediașului, ci a întregii Transilvanii și de istoria
religiei românești, să știm că această biserică este poate cea mai reprezentativă pentru Transilvania. Că biserica aceasta greco-catolică nu s-a născut dintr-o, să zic, o trădare a ortodoxiei, ci din dorința marilor oameni de cultură ai secolului 17-18 de a obține drepturi pentru românii din Transilvania, care aveau statut de națiune tolerată. Și atunci au încercat o formă de luptă, scriind cărți de istorie, de lingvistică și o formă religioasă prin care să păstreze biserica în interior așa cum este, cum este cea ortodoxă, dar să fie administrată de la Roma, așa cum este biserica majoritară din Marele Imperiu Austro-Ungar. Așa s-a născut biserica greco-catolică și cred că dacă noi ardelenii nu știm, atunci n-are cine să ne spună și cine să spună altora. În toată această săptămână au făcut fotografii pe care le puteți vedea. Am făcut o excursie la Sibiu, tot ca să realizăm un aspect complementar la ceea ce este în Iași. La Sibiu am vizitat Iași și am văzut Mitropolia, biserica cea mai importantă, poate biserica ortodoxă din zona noastră, Biblioteca Astra, legată iarăși de cultură, de dorința de emancipare a românilor prin cultură. Ce-am mai vizitat copii? Multe lucruri. Ne-am dus și la Universitatea Lucian Blaga, pentru că este cea mai apropiată de noi. Am fost și la fast food, am fost și în parc și ne-am jucat. De asta spun că am încercat să îmbinăm utilul cu plăcutul. N-am vrut ca acești copii să spună, așa cum am auzit copii de la alte școli, mi-a plăcut foarte mult această săptămână pentru că n-am făcut nimic. N-am vrut să spun așa. Am vrut să spună, am învățat niște lucruri fără să scriu, să citesc, să iau notițe și în același timp să mă distrez un pic. Și sper că am reușit să realizez acest lucru și ei să poată spune acest lucru. Gândurile, câteva din gândurile lor despre această săptămână, i-am provocat pe ei să le spună. Nu i-am influențat în niciun fel, sunt gândurile lor, opunerile nu sunt cenzurate. Vreau să-i felicit pe cei care au făcut, în primul rând, pe cei care au făcut fotografii, au făcut foarte multe. Mi-a fost greu să selectez din ele și să pun numai atâtea câte în cap pe simeze. Îi felicit pe toți copiii din clasă și pentru faptul că prezența lor aici, deși nu au fotografii expuse, este o dovadă de solidaritate. Și eu așa înțeleg acel toți pentru unul și unul pentru toți, nu la pozne, ci la astfel de lucruri. Îi felicit pe părinți pentru faptul că prezența lor, prezența dumneavoastră aici, înseamnă că țineți aproape de noi. Le mulțumesc nu numai părinților ai căror copii expun fotografii, dar poate mai cu seamă celor care nu expun, pentru că, deși copiii nu au fotografii aici, clar din solidaritate și din interes pentru ce facem noi toți, pentru ce face toată clasa, ați venit aici și vă mulțumesc pentru acest fluid de împasă care curge spre noi. Vreau să-i felicit, poate cumva în paranteză, și să le mulțumesc pentru că sunt mulți părinți aici, pentru serbarea pe care au pregătit-o joi sau pentru numerele făcute în serbarea școlii, a fost deosebită, au pregătit dansuri, au pregătit poezii. De asemenea, vineri am avut la bibliotecă o activitate, niște scenete legate de Caragiale și iarăși am fost foarte mulțumită și toată lumea din cei prezenți a fost încântată, iarăși îi felicit și de față cu dumneavoastră și le mulțumesc pentru acest lucru. Aș vrea să mulțumesc parteneriatului care a făcut posibilă această expoziție, în sensul că, nu știu dacă dumneavoastră știți, Galeria Casei Schuller este luată într-un parteneriat de cluburi și de asociații. Casa Schuller este a comunității germane. Și un parteneriat de cluburi, de care de mulți ani se ocupă soțul meu, plătește pentru această galerie. Este vorba de clubul Rotary, clubul Lions, Farmacia de Mediu și Asociația Culturală Ștefan Mihiloc. Ei plătesc chirie pentru această galerie
Forumului German, în așa fel încât o expoziție aici, o săptămână, să fie posibilă pentru copii, pentru tineri artiști, să fie posibilă să se facă gratuit. Cu această ocazie salut prezența doamnei Ibi Stanislav, directoarea Casei Schuller. Ne bucurăm și mulțumim că este aici cu noi. Și nu în ultimul rând, sigur, trebuie să-i mulțumesc soțului meu pentru că ne-a ajutat și în organizarea expoziției la Sibiu și ne-a făcut ghidajul în centru și după cum observau și copii, foarte pătimași, se vede că îi place și se vede că doare așa tare, vrea să știm niște lucruri care sunt frumoase și plăcute ce privește orașul nostru și mulțumim că ne-a ajutat să planotăm această expoziție. Îi felicit și pe cei care și-au sacrificat mâinile și degetele de două zile cu scos, pus fotografiile sub ramă și bătut cuie, să știți că nu-i ușoară. Munca de artist înseamnă nu doar să stai pe scenă, iată, cu televiziune, cu presă, ci și muncă mai așa de meseriașă. Vreau să mulțumesc de asemenea televiziunii Nova, care întotdeauna a fost alături de noi. Foarte rare au fost momentele când, într-adevăr, evenimente mult mai importante pentru oraș i-au făcut să nu fie alături de noi la serbări sau la orice am făcut. Îi mulțumim și domnului Mircea Bătrânău. A fost activitatea noastră și pe blogul foarte popular pe care îl are și de unde foarte multă lume află de această expoziție. Încă o dată felicitări tuturor celor implicați într-un fel sau altul și mulțumim tuturor. Să-i aplaudăm pe artiștii fotografi. În aceste zile de școală albastre, am ajuns într-o altă lume, într-o lume medievală. Lume în care trăiam acele vremuri și ne plimbam pe străzile cetăților medievale. Ne-am plimbat prin multe locuri care ne aduceau aminte cum se trăia în acele vremuri. Ne-am bucurat de aceste clipe minunate, mai ales deoarece am avut un timp foarte bun, domnul Adrian Matei, care ne-a explicat câte ceva despre fiecare monument și care ne-a pregătit un joc amuzant și educativ. Parcă mi-aduc aminte perfect fiecare clipă minunată petrecută în acea lume medievală. Și pentru a vă arăta și vouă ce am văzut și ce am trăit, am făcut această expoziție sub îndrumarea soților Matei. Sper să vă placă și vreau să vă mulțumesc că v-ați făcut puțin timp să veniți și să ne vedeți expoziția. Gracias.
Am învățat multe lucruri interesante. A fost o experiență plăcută. Cel mai mult mi-a plăcut expoziția la Sibiu alături de doamna și domnul Matei, care ne-au învățat lucruri noi pe care nu le știam. Parcă mi-am despre toate clipele acelea în timp ce scriu aceste rânduri și am dorit să vedeți și dumneavoastră aceleași lucruri pe care le-am văzut și noi. Așa că ne-am gândit să facem această expoziție foto. În fiecare poză puteți vedea lucrurile văzute din noi și sperăm să vă placă, că se vă facă și pe dumneavoastră să mergeți în locurile acelea și să vă bucure la fel cum ne-a bucurat și pe noi. Aceasta a fost cea mai frumoasă săptămână până din acum. Și sper să se repete și nouă. Vă mulțumim că ați urmărit expoziția noastră foto. Pe care sunt mândră să le cunosc și să le completez.
Aceste zile au fost cele mai frumoase din tot anul școlar, deoarece am învățat fără să stăm în bănci, fără să primim note sau să scriem teste. Momentele interesante, locurile, obiectele turistice au fost imortalizate prin fotografiile făcute de colegii noștri, care sunt prezentate concetățenilor noștri cu ocazia prezenței expoziției instantanee. Vă mulțumim pentru prezență și sperăm să o fac. Este o săptămână unde faci o mulțime de lucruri noi. Îmi pare rău pentru că nu am stat cu grupul clasei, dar mi-a plăcut. Le mulțumesc doamnei și domnului Matei pentru că a organizat excursia în Sibiu. Acolo am vizitat multe clădiri medievale și culturale. Mi-a plăcut foarte mult că am vizitat biblioteca asta, sala Talia, etc. Flămânzi, am mers la un fast food studențesc unde am mâncat ce mi-a plăcut. În altă zi am mers la Muzeul de Ceară din Meiș. Acolo am fost foarte surprinsă când am văzut vedete minunate. Vă mulțumesc că ați venit în această zi frumoasă să ne vedeți fotografiile. Da, da. Atunci declarăm expoziția deschisă și cum obișnuiește fotul meu să spună, vă rugăm să invitați să vizitați ultima sală cu ace ca să serviți un pas de suc și ce au adus copiii pentru dumneavoastră. Sunteți musafirii lor. Poftiți, vă rog.